In the next 3 years, with support from the government and in close partnership with the county council, county and local authorities, civil society, parents and children themselves, UNICEF will develop and implement an innovative pilot project of services in social protection, education and health in some 50 communities in Bacau. These integrated services are expected to improve the life of over 54,000 children and their families by facilitating the access to healthcare, social benefits, schools, and child protection measures. The need for this project speaks for itself. Various studies and data show that about 40% of the Romanian population is at risk of poverty, with children particularly affected. Roma are particularly disadvantaged. I would like to congratulate UNICEF and Romanian partners at national and local level with this important initiative. Focusing on social inclusion and a more equitable society is a matter of human rights, but it's also a matter of sustainable and inclusive growth. Acest proiect este primul test al modelului de servicii integrate la nivel comunitar și prin acest proiect sperăm ca împreună cu dumneavoastră, cu ajutorul celor care în fiecare din cele 50 de localități cărora li se adresează acest proiect, să putem să demonstrăm eficiența și sustenabilitatea lui, astfel încât să-l putem replica la nivel național, fiind susținut din următorul program de finanțare pentru 2014-2020. Să mulțumesc UNICEF, cu care avem o relație la nivel de guvern excepțională în ultimii 2 ani. Să mulțumesc Guvernului Norvegiei pentru sprijinul pe care l-a acordat multor proiecte, nu doar cele de incluziune socială, proiecte culturale, proiecte de protecție a persoanelor defavorizate. De fapt, scrie și în Constituția României că suntem un stat social, că suntem un stat, o țară în care nimeni nu este mai presus decât altcineva și în care toți cetățenii, și în special copiii, au aceleași drepturi. Din acest punct de vedere, un proiect local, în Bacău, care cuprinde peste 50 de autorități locale, este un semnal pentru tot restul țării că vrem într-adevăr să acordăm o șansă, în special categoriilor defavorizate, în special copiilor, în special comunităților care au nevoie de sprijin și de integrare. The eyes of many people in Romania and beyond will be turned towards Bacău in the next 3 years. We are confident we will succeed in improving the life of thousands and ultimately millions of children, because the cause of children is just, because investing in children is a financially sound investment, and because our commitment and partnerships are strong.